Și uite așa, o maimuță nebună te lasă și pe tine fără țiglele pe casă. Despre asta vorbeam cu Alex, care a venit lângă mine ca să îmi povestească ce s-a mai petrecut, ce s-a mai întâmplat, cine cu cine, care cu care, dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă nu, mie îmi face plăcere că te văd. Și mie, de asemenea. Bună dimineața pentru cei care s-au trezit puțin mai târziu. Apropo de maimuță, nici ea nu prea le avea pe casă. Am văzut. Asta este. Practic, relația Ana Mariei Prodan, cea mai nouă relație, fără nicio legătură, evident, exact, cu țiglele, a durat cam cât o ploaie de vară, aș putea spune. Așa, cam de trei săptămâni și câteva zile. Știi unde am rămas eu? La șeicul din Dubai. Ei, s-a prescris. Aha. După aceea a declarat în urmă cu trei săptămâni și puțin că are o relație cu un domn milionar, Flavius Nedelea. Fericit, multe embarcațiuni din afară, milionar, da, se iubesc, se respectă. Nici ei nu-i venea să creadă că i-l a scos Dumnezeu în cale. I-a răsărit soarele din nou pe cer. A răsărit din nou soarele și pe strada ei, dar se pare că ceva s-a întâmplat pentru că și-au spus adio. Haideți acum să vedem ce declara Ana Maria Prodan la început, atunci când practic și-a asumat această relație, pentru că se pare că aceștia se cunoșteau de mai mult timp. Ca milionarii, se cunosc de vreme. Haideți să o ascultăm acum. Am reușit. Ai reușit. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat vreodată și, într-adevăr, când intrăm undeva se face liniște. Și, într-adevăr, nu mi este frică niciodată când stau într-un loc că aș putea primi un telefon și că ar putea femei de la masă să se uite către mine să-mi spună, știu, pe bărbată tu. De multe ori stau, închid ochii și spun, nu vreau să mă trezesc din visul ăsta niciodată. Sper, la rândul meu, să-i ofer acestui om exact ceea ce mi-oferă el mie și să trăim așa fericiți cum am visat toată viața. Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea după nașterea copiilor mei. Cea mai frumoasă perioada din viața ei la momentul respectiv. Da, după nașterea copiilor. Da, s-a rugat la Dumnezeu să întâlnească. Ai simțit-o pe asta, nu? Da. Adică a mai fost un timp între nașterea copiilor. Au mai fost perioade, dar se pare că, mă repet, s-au prescris, da? Dar uite, eu chiar vreau să te întreb, chiar se poate așa, nu știu, termina totul și să se uite toate acele declarații și sentimentele să nu mai existe? Să te întreb și eu pe tine. Știi că vorbești despre frânghie în casa spânzuratului? Da, se poate, ce să vezi? Se poate? Da. Se poate să rămâi și în relații de prietenie cu persoana iubită? Fost? Sigur. Da, uite, pentru că ea a postat un mesaj după aceea pe Instagram, unde a spus așa: Flavius este un om minunat, este un romantic desăvârșit, un bărbat care știe să aprecieze o femeie și o face să se simtă icoana vieții lui. Călătoria noastră prin viață în doi a luat sfârșit, dar vom rămâne suflet lângă suflet. Sunt mândră de tine și de tot ce ai realizat tu în viața mea. Adio, prieten drag, forever. Bun. E posibil ca relația să se fi consumat din pricina intensității. Hai să o luăm așa. Adică flacăra a fost atât de mare încât nu i-a mai ajuns oxigen. Sau vieții zbuciumante pe care o are, pentru că știm noi că Ana Maria este o persoană destul de expusă public. Sigur, sigur.